Vă salut, băieți, din Republica Moldova. Suntem la un nou șantier de-a nostru. Avem un montaj mai puțin deosebit ca de obicei. Despre el și despre multe altele vorbim în video odată. Deci, să-i dăm drum. După cum și-am zis, avem un șantier specific, nu ca de obicei. Motivul din care este, după cum și-am arătat, casa este construită din două ziduri și pe mijloc este încălzitorul. În cazul dat este vată minerală. Cum am găsit noi soluția? Ca să poziționăm geamul în zona de încălzire, ca să fie poziționat corect și să nu avem punte termici. Chiar acum vă arăt soluția, adică este o plastină, o foaie de metal. În cazul nostru asta are vreo 25 de centimetri acușa slămurez din care motiv. Un colțar de 90 de la DMX, grosimea lor, adică 2,5 mm, cu un suport adăugător pentru că să nu se îndoaie în jos. Și uitați-vă ce facem noi. Noi poziționăm colțarul la locul lui. Fixăm plastina 1, 2, 3, în 4 colțuri și așa când este fixată pe dânsa, se poziționează templăria. Colțarul care este jos, colțar, n-ați permit templăria să așeze în jos. Fixarea în plastină de deasupra nu o să-i dă voi plastinii să se așeze în partea opusă. Asemănătoare la așa soluții sunt să vând, numai că costul lor este cosmic și noi am făcut o mică improvizație care o să ne ajute să montăm templăria. De ce am lăsat folia asta așa de mare, de 25? E să putea cu mult mai micuț, putea fi făcut de 10. Cred că în locul unde este beton, e să poate făcut de 10 și mai micuț. Noi avem un material foarte, pentru a fixa un material foarte slab. Și un pic. El este, el la noi se numește fortan, nu știu cum se numește în România. El are multe găuri, iactelis, dacă vedeți. Și el este foarte moale. Și se primește când tu dai doar un sistem, dai un diblu întrânsul, el nu prea se ține. Și de asta noi am făcut folia asta mai mare, ca să dăm mai multe dibluri și să numerim în partea trainică a lui, nu doar în gaură. În video precedent eu am vorbit despre sistemele de fixări. Care fel de sisteme de fixări se folosesc în diferit material. În cazul nostru, acesta este material moale. Deci, un material moale se folosește așa dibluri. Diblu cu nailon, se face gaură, se introduce diblu în gaură și la șurubul dat el se înșurubează. Asta este fixare pentru materiale moale. Deci, în materialul dat cum este aici, se fixează așa. Nici într-un caz nu se fixează cu dibluri pentru beton. Diblurile date, dacă se fixează aici, ele nu o să țină. Ele, un suport tare de la dânsele, nu o să aveți. Deci, ține minte, se fixează cu așa dibluri. Deci, după cum ați văzut recent, noi am pus polistirolul ăsta aici. Din care motiv noi l-am pus? Între pereți stă vată minerală și că se prinde ca un capac și jos, în stânga și în dreapta și sus, stă polistirolul dat. Polistirolul dat are ca două funcții. Prima funcție este ca izolator termic, a doua funcție a lui, el o să ne permite să spumăm și să încleiem folia anticondens și antivapori, să fie încleiată mai ușor. Era un strat de polistirol pus de beneficiar, dar am optat să mai adăugăm încă un strat să vină deasupra, ca să ne fie mai comod în lucru. Acum și-ați vă arăt cum arată la final. Cum puteți vedea la geamul dat? Că avem folie pe exterior încleiat foarte bine. Avem alubandul în partea de jos poziționat tot bine. Sistemul de hidroizolare, da? O să vină încă un polistirol deasupra și deja o să vină scurgerea pe exterior. Ceea ce o să protejeze șovul de montaj perfect. În cazul stânga-dreapta, o să se pună tot polistirol, să facă panta pe exterior și o să fie super. Atunci o să fie un montaj de calitate. După cum vedeți la șantierul dat, avem și câteva vitralii mari, care depășesc
150 de kilograme. Uitați-vă, vitralele mari, dacă noi geamurile sunt poziționate pe izolator termic, vitralele mari sunt poziționate tot pe locul ce-a dat, numai că în partea de jos, aici nu este izolator. În partea de jos am pus suportul, da? Elementul adăugător pe care stă poziționată tâmplăria. De-aia se mută pe precale, greutatea ei se mută pe precale și se mută pe beton. Și șovul, locul montării, este hidroizolat. Acum vedeți, acea spumă nu este nimic. Asta o să permite să fie o hidroizolare foarte bună. Și pe exterior, fix așa este făcut, și pe interior. Noi în careva videouri recente am vorbit pentru ce este nevoie elementul dat jos. Dar mă mai repet, din interiorul căsei, dinăuntru, va fi pădea caldă și totul se va crește până la nivelul dat. Aici este cota zero. Pentru asta se pune elementul adăugător ca să dispartă frigul de afară și caldul din casă. Dar dacă n-ați privit, uitați-vă video recent. Și da, să apară întrebarea de ce geamurile pe exterior au condensul ăsta înghețat. Acum să vă explic. Ieri s-a montat sticla. Sticla. Și peste noapte noi am avut minus 6 grade. Deoarece sticla a venit de la cald și s-a poziționat pe exterior, înăuntru, în casă. Noi nu avem căldură, de asta apare condensul pe sticlă. Când în casă va fi cald, temperatura din casă va avea o diferență, măcar de vreo 9 grade diferență pe exterior, atunci de pe sticlă o să dispară. Ori, în cel mai simplu, cum bate soarele, cum dispare condensul de pe sticlă. El nu o să fie așa tot timpul, stați fără grijă. La capitolul ce fel de sticlă se folosește pentru casele eficiente energetice, da? Iată, noi acum avem două sticle aici, două tripanuri, mai bine zis. Aici avem sticla pe exterior, este grosimea sticlei este de 6, din care motiv pe exterior este grosimea sticlei este de 6. Ea să nu se lenzuiască, să nu desori vedeți la unde avem sticle mari panoramice, ele sunt lenzuite. Te uiți într însele și se vede așa blurat, să numesc într-un. Pentru asta se folosește sticla pe exterior de 6 sau desori când sticle sunt mari, se folosește sticla de 6, de 8 și de 10, independent cât e mai mare sticla, cu atât grosimea crește mai mare. Avem trei sticle, sticla pe exterior de 6 și două sticle de 4 pe interior, cu o baghetă din polimer de culoare neagră. Din care, de ce este de culoare neagră? Polimerul, trebuie să știți, el este două tipuri, este sur și este negru. Negru, noi folosim negru la geamurile care sunt de culoare neagră, cum în cazul dat, sunt de culoare antracit, fie frumos, pară frumos. Surul noi îl folosim la geamurile care sunt de culorile mai deschise. Numai decât gaz argon. Da, am uitat să spun că sticla pe exterior și sticla din interior sunt două sticle multifuncționale. Sticla pe exterior este o sticlă din clasa la 4 sezoane, da, Four Season, care are capacitatea de a reflecta radiația solară înapoi afară. Sticla din interior este sticla eficientă energetică, care undeva la 70% o refractă înapoi. Mulțumită la combinația la toate trei sticle, la bagheta din polimer, noi putem ajunge la un coeficient 0,35. Trebuie să înțelegeți un lucru, că dacă folosind chiar trei sticle, să fie și două multifuncționale, dar ne folosind bagheta din polimer, voi pierdeți zona de margine, să o numesc așa în română, pe dânsă. Bagheta din aluminiu, ea are o transmisie termică mai proastă și se primește că voi la mijloc aveți o rezistență termică, în capete aveți cu totul altă rezistență. Făcând, sumând toate acestea împreună, la voi rezistența o să fie cu mult mai mititică cu bagheta de aluminiu decât cu bagheta din polimer. Da, este un pic mai scumpă, dar ea merită de folosit. Și de-amul, cred că gaz argon asta este, vine la pachet. Acum, cred că despre gaz argon nici nu trebuie de vorbit, ele trebuie să fie numai decât în toate geamurile. Costul lor este foarte mic. Ne oprim la capitolul de eficiență energetică, numai decât profilul solbant, care este dedesubt. Asta este cea mai slab punct a tâmplăriei. El trebuie să fie profil cald, cum în cazul dat, cum folosim noi. Trebuie să fie genul ca la noi sau
măcar ceva de asemănător. Nici într-un caz el nu trebuie să fie profil solbant obișnuit. Dacă zona de subtâmplărie este zona cea mai rece. Asta trebuie tot de luat în considerație. Și tot ne mai oprim o dată la capitolul sistemelor de fixare. Aici noi să folosim sisteme de fixare nu prin toc, dar o să fie pe plastine. Folosim plastine de 2-3,5 mm groase, nu plastine de astea obișnuite care se îndoaie ușor. Se fixează și noi prin toc nu putem fixa din cauza că tâmplăria este amplasată în zona caldă. Noi partea asta avem vata minerală și polisterolul. Și plus la toate, eu cred că s-a adeptul la așa sisteme de fixare. La construcțiile mari, gen cum este ușa aceasta de balcon, sau la construcțiile grele, poate fi și mai micuță, ea este grea. Dați să vă povestesc cum se lasă greutatea ușii. Ușa când se deschide, greutatea se transmite proporțional pe diagonală. Deci, ca să ne asigurăm în partea de jos și partea de sus, cum este diagonală, nu punem doar o sistemă de fixare dată, dar punem câte două. Ea și una o să țină și o să ajute, dar pentru a fi mai asigurați, noi am adăugat încă câte una. Deci avem nu o plastină jos, dar avem două jos și deja mai departe merg câte una, două sus, pe diagonală la fel două, ca să fie construcția să fie mai rigidă. Și la capitolul de sisteme de fixare. După cum vedeți, noi avem în jur la 14 sisteme de fixare, 14 plastine puse la geamul dat. Asta este un montaj normal, unde sistemele de fixare sunt atâtea de cât este nevoie, nu doar una, două sau trei, patru. La sistemele de fixare menționez încă o dată, câte 15 cm vedem de la colțuri, peste fiecare 50-60 de centimetri și pe tot perimetrul. La impost spun câte două pe mijloc. Doar în așa caz o să aveți o poziționare sistemelor corectă conform normativelor. În video-ul de azi am vorbit despre un montaj mai puțin obișnuit. Sper informația cu care m-am împărtășit să vă fi fost de folos. Dacă apar întrebări, lăsați-le în comentariu și vă urez o zi bună și un montaj calitativ la tâmplării. Pa, pa, pa!